Suntem la naiba în papură, dar nu-i stres. Hai, coborâm. Stai. I-am făcut jumătate de level, tu? Da, mai mult de jumate, că eu sunt înaintea ta. Ești o leacă înaintea mea. Eu o să mă cațăr pe Vezi acei. că tipul ăsta o Fuck. să dea mult damage. A, dar tu nu Ce ești mort. care? Nu o să dea, mă, nimica. Ți-arăt? Ai mort. Ți-arăt? Ți-am zis eu. Stai, mai avem o misiune. Ia, ia-o. Ce-i asta? Nu-mi zic, asta e misiunea Ce pe vrea care tocmai asta? am terminat-o noi fără să fie misiune. A, doamne. Trebuie să facem din nou tot ce am făcut până acum. Stai, și de cât timp? De acum, alea care va mers printre toți mobii, dar stai calm. A, mie îmi Nu-i convine, mie îmi stres, convine, că nu-i problemă. nu mai se ies niciun mob. Uite, Iridium. Ia meu! Așa. Oh, doamne, ce mi-a sărit asta în spate, m-a speriat. Trebuie să omorâm 10 midgets ca misiune secundară, dar nu avem niciun Unde midget, sunt ne-am omorât pe midgeții? toți. Și acum ce facem? Am buguit jocul, nu? Dar nu, e o misiune care poți să o faci, oricum. Dacă e vreun mob care trebuie să-l omorâm, dăm disconnect și mai intrăm o dată, că așa se resetează aici în jocul ăsta mobii. Foarte realist. Adică părăsește o zonă și reintri. Și Ok. nu știi că nu o să mai găsim, nu? Clear eyes. Ah, trebuie să spargem căcaturi din astea. Am făcut ceva. Oh. Stai, stai. Aud ceva. Oh my god! Ce? Uite spate! Holy fuck. E numai vina ta. Ok, asta o să fie funny. Vezi, mă, grenăzurile mele. Fapt, să le mele. Ale mele, că și eu am aruncat vreo 7. Să spun ceva, grenăzurile mele au damage mult mai mare decât ale tale și Să te spun asigur. ceva, eu am mult mai multe grenăzi decât ai tu. Câte grenăzi ai? Am 9. 9 plus 1. Gata. N-ai Eu mult. câștig. 8! Zit! Ia sniperul ăla dacă e mai bun decât ce ai tu. Nu, băie, pistolașul meu Infinity e cel mai bun. Ar trebui să mai folosești și alte arme, știi? Nu, nu, nu. Lumea nu se plictisește niciodată de un pistolaș cu lanțe infinite. Bine, ideea e că și eu îl folosesc tot pe ăla și nu știu de ce, dar ar mai trebui să încercăm și alte arme. De ce? A, nu pot să alerg cât timp trag? Ce căcat, vreau să O... trag pentru tot restul vieții. În ce joc poți să alergi în timp ce tragi? Zici și mie un singur joc. Stai să mă gândesc. Zi-mi un joc. Ah, nu, stai că nu vreau să dau denumirea acelui joc aici. Ia zi. Gen, să tragi, să alergi ca retardatul în același timp. Ah, se numește viața reală. Ai auzit de jocul ăsta? Are o grafică să-mi ba piciorul. Băi, am Story, văzut care e grafica storyline-ul e mai... de căcat, știi? Adică e Am văzut foarte care e repetitiv. grafica mai prost decât Mai GTA ales, 5. mai ales gen în primii, să zicem, vreo 20 de ani de viață, frate. Deci e un gameplay de la repetitiv. Deci sunt zile întregi în care faci același lucru, frate. Mă rog, cu mici Chestia trebuie variații, să gen... mergi într-un loc numit școală, am Da, e, înțeles. deci questul ăla de ce-l faci, de te plictisești doar e ficatul de la atâta questuri câte are. Numai, Da. deci numai questuri de astea de căcat. După aia mai apare câte un side quest, te pune măta, te duci la aprozar să-i cumperi prezer... Păi da, frate, că alea cu aromă de banane și de chestii sunt la aprozar, că acolo au banane, înțelegi? Eu știam, mama îmi punea să-i cumpăr prezervative și după să le dau cu banana pe deasupra. Pe tine nu te pune așa? Și pe mine mă punea să nu mai știu, frate. Era foarte mult timp acum când s-a întâmplat chestia aia. Nu am memorie, da? A, Eu mă deci mir că tu... de atâta timp știu cum te cheamă. Bărbă puțin, mai vorbește singur cât răspunde la întrebări. Ah, mă pricep la chestia asta. Zai, dă-mi un subiect, dă-mi un subiect. Nu! Nu! Băi, rahatane, bă, nesimțilă. Uite-l, mă. Uite-l. Scrie pe chat un subiect, scrie un subiect. Păi nebunule, uite ce bolangiu. Hai să vorbim despre prietenii care te lasă baltă, frate, și sunt și nesimțiți. Și gen, după ce le atrage atenția să facă ceva sau M-a să nu. sunat unul și
nu vorbea la telefon. Adică mă sună telefonul, vreau să mă sune. Vreți să vă dau numărul lui Marian? Nu-l ai. Și ce? Fac rost de el dacă vreau. Na, fără rost. Și apoi vă rog să-l sunați, să-l întrebați de promovare, că sigur vă face. Bă, chiar, bă, sunați-l pe pic, am zis să faci promovări moca. Vai, dar numai trebuie să mă sunați și gata, am o listă, dar nu e pe aici, că o scoteam, să vedeți ce listă mare aveam. Deci, cu 100 și ceva de mii de canale, fac un video în care să le promovez pe toate. Și să vedeți acolo. Dar trebuie să mă sunați pentru asta. Da, pe telefon. Pe la mobil. La telefon 07666666666666. 6 căi. 07696969 fac. Ești prost. Nu, ești doar deștept. Tu ești prost, te stai pe chestia asta. Da, mă vreau ca acolo mor dacă sare. Că platforma, știi? Puteți mișc platforma. Bă, asta e din Half-Life, să-mi bag eu ceva dacă nu e luată din Half-Life, faza cu platforma. Unde mergem? În Wildlife thing. Wildlife, da, Wildlife. Highlight, nu știu ce, mergem undeva. Mergem aproape de Narnia, știi? În Narnia sunt țâțe? Da. În Narnia sunt țâțe extraterestre. Dar ce e Narnia până la urmă? Țâțe! Extraterestre? Stai că dacă e să mă gândesc la niște extraterestri, mamă, depinde ce înțelegi tu. Ce ai tu în minte când te gândești la extraterestri? Țâțe. Țâțe? Tu ce ai în minte când te gândești la extraterestri? Tentacole, ia zi! Nu, alea-s perfect pământene. Iar mă, căcați ăștia indivizibili. Indivizibili, da. Să vezi ce bătaie le trag. Ce mult XP dau ăștia, ești nebun? Cât? 200 și ceva. Ce-i mult? 68. Ce căcați, frate, e nașpa 68-ul. 69, e mai drăguț. Ia zi, bă, ți-ar place un 13? Un... Bă, dai cu respect. Tu știi că, bun, 69 parcă ar avea o legătură, știi? Dar 68-ul e altă poziție și n-are legătură. Cel puțin așa mi-aduc aminte că am citit ceva despre 68-ul chiar e o poziție? Serios, am citit și parcă era. Caută, o să caut să văd dacă am avut dreptate. Știu sigur că am citit ceva de genul ăsta. Pentru tine am să mă apuc și am să citesc Kamasutra. Kamasutra. E carte, frate, e cu text sau e cu poze? E și cu poze. Deci numai poze. Perfect. Da. Perfect. Ești bine acolo? Dă-mi revive. Stai că întâi trebuie să îi făicuiesc. Dă-mi revive. Nu te mai mișca. Nu te mai bate cu chestia aia. Nu te mai mișca așa. Nu e nevoie. Ba da, e nevoie. Ups. E nevoie. Da, din greșeală click. Nu mai e nevoie. Gata, e nevoie că a dispărut căcatul ăla care vreau să-l bat. Ce șmecherițul ăștia, frate, dau din codiță așa, pum, și sare o chestie. Pa! Ne aruncăm? Da, hai. Dă-te mai așa, n-am loc. Ți-am văzut grenada, de ce ai aruncat-o? Nu-mi plăcea. Ok, câteodată ai niște lucruri și vrei să scapi cât mai repede de ele și le arunci. Genul o coajă de... Câteodată ai un creier. Sau n-ai, dacă te cheamă Liviu. Da. Și ce spuneam? De coajă de banană. Știi când găsești o coajă de aia de banană și e neagră și e moale așa și foarte moale și e scârboasă și vrei să scapi de ea? Nu. Nu ți s-a întâmplat niciodată? Nu. Mie nu-mi plac bananele, mie doar portocalele. Căpșunile, frate. Portocalele, bă. Bă, tăpiși în ele. Dacă n-ai rodii, nu ai baza, mă. Bă, portocalele, bă. Dacă da, ai văzut. Zic. Da. Bine, hai să mașinuță. Să mergem acolo. Ah, doar mașinuțile, dă-te așa. Că... Dă-te mai așa, n-am loc. Eu vreau una, prima, dă-te bă de acolo. Și bă, vrei de ce mașină? De ce-i pantalonașii de-aia verzi? Pentru că îmi place să fiu verde. A, de ce nu pot să dau deploy vehicle? Bă, căcatule, ce-ai pentru făcut? Pentru că deja am luat eu, e al următorul. Păi da, nu, dar nu pot la al meu. Ți-ai dat teleport în vehiculul meu? Da, că pentru că pe celălalt nu puteam să-l iau. Ești un complet oligofren. Uite, am făcut ceva, am primit XP. Poți să mai faci chestia asta că nu văd în față? E în regulă, mă pot opri. Ok. Mulțumesc.
Ia zi, dar n-ai spus că și vrei. Exact, exact. De unde ai știut? Unde plecăm, bă? În Narnia. Dar nu-i stres. Arată-mi 360 pe loc. Oare explozia ne poate afecta mașina? Nu. Că vreau să ne arunce așa. Nu mai dau cu explozii, bă, că au lag ăștia care au călători proste, bă. Să ai lag la video, bă. N-am mai văzut. Pe fostul ca laptop avea aici. Bă, înțeleg, deci când faci un render de la super gigantic și vrei să bagi 1080p full screen, știi? Să mai chinuie puțin calculatorul, dar ideea e că... am uitat ce vreau să spun. O, Doamne. Și de ce mergem pe aici? Pentru că pe aici trebuie să mergem, că alt drum nu este pe aici. Dar tu de unde știi chestiile astea? Adică dacă mă pui pe mine în jocul ăsta, nu știu. Opa. E a șasea oară când aș termina jocul, deci stai calm. Deci e bine că te-am luat să-mi termin jocul. Deci când ne ducem... stai, că cred că i-am dat revistele lui Pornache ăla. Nu i-am dat nimic. Noi... Stai un pic. Ce misiune facem? Am uitat. Stai. Noi facem pe aia principală. E bine? E bine. Mă întrebam, eram ceva gen, wait a second. Ce misiune e asta? Stai, eram Fii antenă că e un semn cu niște gândaci. Da. Gândaci au prioritate. Poți face asta? No, don't do it! Ce mai aplauda, bă? Cum, de ce? De ce nu? Îmi zici mie, de ce nu te-aș aplauda această, stai să mă gândesc, etalare a masculinității prin degajarea gazului pe căile... Că e căi anal, i-a zis. Hei, era să spun. Tocmai mi-am zis că potul meu e... Asta-i singur, că ne dăm cel mai mult maxim singur, dar nu contează. Îți voi aduce aminte acum mult timp când eu am zis că mama mi-a arătat ceva chiloți? Și aia... Cum? Aia a încercat să uiți, nu-i așa? Așa, aia au fost o maximă pe care mi-am dat, mi-aduc aminte, eram în tinerețe pe vremea aia. Și pe vremea aia nu știam multe lucruri. Gen, nu știam... Zim ceva ce nu știam. Bă, dar tu de ce nu ai tricou? Bă, pe tine, bă! Dar ce ești, macho de ăla? Merge și-o... Fiindcă eu am pectoral, n-am ai... slană ca pe... Eu sunt un ninjalău foarte slim, bă. Eu nu metalez corpul pentru că sunt prea slăbănog, înțelegi? Deci tocmai te-ai făcut o schiloadă ambulantă cu slană. Cum să fii schilat cu slană, frate? Obez anorexic. Un obez. Uite-l pe sniper, frate! Sniperul ăla care era... Eu sunt sniper și am cu șatra. Dar când a spus chestia asta? Habar n-am. Nu știu, toată lumea spune chestia asta, dar... Știu, dar nu contează. De ce tot uită la mine când mă urc pe capul lui? Nu știu. Dar nu știu ce... Stai, câte să așteptăm. Pot să mă arunc? Stai, aștept, trebuie să terminăm. Mor de cai. Așa, hai, acum poți să te arunci. Ia uite-mă, frate, uite ce bada sunt, levitez. Uite-mă, vezi? Sunt Anakin Skywalker. Anakin Skywalker. Mergătorul ăla pe cer. Nu știu ce mergător pe cer visez, dar... Skywalker, ăla care merge pe cer. Gata, m-am prins. Cât de prost să fii să nu încerci să sari pe chestia asta? Tu nu înțeleg. Dar trebuie să cobori, oricum. Oricum ești prost, să știi. Bă. Mai că ta n-a zis asta despre mine, bă. Stai, acum vezi că roboții ăștia trebuie doar să-i rănești, nu să-i... Da? Băga mea. Trebuie să-i lași până la ceva gen... Atâta, până îi apare semnul ăla despre capul lui. De ce? Pentru că... Sabanu, pe ăștia poți să-i omori. Mai încolo, nu trebuie să faci asta. Hai să dăm în iridium ăsta, să spargem, să-l îmbăiem în el. Vino și mă salvează. Dar de ce? Chiar ai nevoie? Da. Așteaptă-te!
la ceva neașteptat. Stai mă cu minte și nu te mai mișca. Nu mă mai mișc. Ok, ce? Acum trebuie să facem chestia aia cu roboții, adică trebuie să termin el de vorbit. Să aruncăm grenăzi în... Aha, am înțeles, opa. Opa. Iarăși, frate. A, cum poți să mori atât de rapid? Asta este... Vezi ce ai făcut? Vezi, vezi? Holy fuck. A? Ok, mai sunt, mai este unul. Nu, nu, nu-i omor pe aia doi. Eu nu-i omor, dar ridică-mă. Bine, hai să-i omor. Fuck. Sau las, te ucis și nu știu. Nope, nope. Da, bine, trebuie să faci ca mine, să lași ucis, mai grab. Acum mai trebuie să scazi iarăși doi la level. La, aproape de moarte. Și eu m-am spawnat la mama naibii, în capătul ăla altă. Gata, vezi? Da, ok, ai reușit. Okay. Sunt badass, că ce Dumnezeu. A, bă, trebuie să mori roboții care sunt pe acolo. Trebuie să-i recuperăm ăsta, păsărica. De ce? Nu mai are pe Roxy's aia? Am făcut level ai. Uite, mă, ce și... Cocioca, cocioca, cocioca. Ăștia sunt oameni, mă? Hai, hai, unde mergem? La chestia mare și rotundă și pătrată de pe hartă? Da. Ok, cât am HP mai mic, opa, dacă am înțeles... Picai tot undeva, mă. Unde... Poftim? Ce e loc în care picai? Neandu. O, oh, doamne. Oh, chestia care îmi dă return la gloanță. Wow.